Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod. Ei bine, astăzi am pregătit pentru voi un sketch foarte blană. Dar înainte ca acest episod foarte blană să înceapă, aș vrea să vă spun că pe 5 februarie voi fi la Sala Polivalentă în Arad. Va fi un eveniment foarte tare unde vor fi invitați youtuberi precum Shelly, Max, Vlad Munteanu, Cristi Munteanu, Vasco Tătaru, eu, Andra Gogan, Denis Vural și mulți alții. Suntem o groază de youtuberi invitați acolo. Deci dacă sunteți din Arad sau de prin apropiere, vă invit pe 5 februarie de la ora 6 la ora 9. Bun, fraților, sketch-ul de astăzi se numește Chestii pe care poți să le faci iarna. Este foarte fain, a fost un sketch super muncit și aș vrea să vă rog să apăsați pe acel buton de like, să distribuiți acest videoclip pe Facebook. Ar însemna foarte mult pentru mine și pentru prietenii mei cu care am făcut acest videoclip, pentru că am muncit destul de mult la el. Bun, deci fără alte completări să începem. 8 chestii pe care le poți face iarna. Fă o bătaie cu bulgări. Care pula mea ai dat, mă? Plânge-te că e frig. Bă, frate, ce e așa frig, coaie? Mama, deci nu mai pot de frig. Bea o băutură răcoritoare. Ce-ar merge acum o vodka, frate. Pălincă, da, mere și asta. Plânge-te că băutura ta răcoritoare e prea rece. Bă, da, să-mi bag pula, ce rece e pălinca asta. Da, e bună. Fă poze! Cu atât mai multe, cu atât mai bine. Ia-mă, cum ai și pozele. Toate albe. Căcat. Am uitat, e iarnă. Ce tare. Fă un om de zăpadă. Facem un om de zăpadă, da, hai. Mă, cel mai tare om de zăpadă. Cel mai, deci o să fie cel mai cel, fii atent, facă aici baza. Baza, da, mai da, mult. Baza, hai, baza, hai, baza aici. O să facem aici mare bază. Bă, dar parcă ceva nu... Stai, să nu mai mult, mă, înțelegi? Da, mă, trebuie, uite, fii atent, pun și-o la bază. Da, uite, pun și-o la bază, mă, înțelegi? Să fie aici la bază. Mă, înțelegi, hai că pun. Da, 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 hai. Mai mult. Pune, mă, dau alea acum. Da, fii atent că trebuie să aibă picioare, mă, înțelegi? Fă-i picioare. 2 hours later. Bă, hai că eu zic că am terminat picioarele aici, eu zic că chiar ai ieșit super extra, ok, nu? Da, frate. Bă, ești ca o pulă, mă. Fă un iglu. Bun, deci băieți, fiți atenți, am construit așa un mare iglu. Pune camera să le arăt la băieți. Deci este un pasaj extrem de funcțional. Uite, dacă pun piciorul, mi-l puteți observa și o să vă arate. Chiar funcționează, adică pot să mă bag pe aici să trec. O, da. Vedeți, este foarte funcțional. Oi, dar stai tare, dă-te-n pula mea. Doar mă, e tare în pula mea. Mă, ce... că pe mine, l-am văzut pe ăla acolo sus. Mamă, bă, ce tare e! Dă, mă, să filmez. Hai, White, arăte. Dă-te! Pe bultă! Sar-mă-n cur! Tot timpul! Tot timpul! Ia, dă-te, că încerc... Uai, are 1000 de chile în pula mea, nu pot să-l împing. White, fii atent. Stare și ăsta. Ce-a sări, bă, de nemoi. E curbless. Aruncă-te în zăpadă. Ei bine, în sezonul rece poți sări în zăpadă ca la piscină, dacă vrei să fie vară. Let me demonstrate. Ce pula mea. Ți-ai zis că-ți rău spatele tu? Nu, pe-n tine. Îmi sună și telefonul cu aer. Pam, cam asta a fost și cu acest episod foarte tare. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acel buton de like, să strângem și noi 3000 de like-uri, 4000 de like-uri la acest episod foarte tare și să vă abonați la toți oamenii din descriere care au muncit extrem de mult la acest videoclip. Bun,
cam asta este episod. Eu am fost Gamer, ne vom vedea data viitoare. Pa! Gata, hai. Bă, ce aș vrea o băutură. Coaie, taci! Hai. Mă gândeam la pișar. Mă gândeam la băutură răcoritoare, nu? Ok, hai. Dar nu mai îmi faceți zgomot în cadru. Cum să-mi bag pula ce rece e apa asta? Da, mă, uite, că am făcut acum picioarele, eu zic că au ieșit chiar super extra ok, tu ce zici? Frate, eu zic că e gata. Coaie, coaie, da! Coaie, și bine. O, da. Bă, nu. Bă, bă, cam... Du-te, bă, săr! Da, mătii de copchil. Hai. Filmezi? Da. Filmează acolo. Dai, mă! Dai, mă, la prost! Dai! Bună! Dai, mă! Dai, bă! Dai, mă, dai! Și s-a stricat tunelul nostru foarte muncit!